Slăvit să fie Domnul! Mă bucur, fraților, să fiu în mijlocul dumneavoastră. Fratele Silviu mi-a povestit de multă vreme despre dumneavoastră și mai ales pe drum și am fost curios să vă cunosc. Am intrat și pe internet să văd câteva poze și filmări de la dumneavoastră. Mă bucur să vă cunosc, fie ca harul și îndurarea Domnului să fie asupra dumneavoastră. Primiți salutul meu și al Bisericii Pentecostale Poarta Cerului din Timișoara, biserică în care slujesc. Deviza noastră pentru anul 2015, cât mai este din el, se găsește în cuvântul psalmistului: cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Domnul. Așa să ne ajute pe noi Domnul la Timișoara și pe dumneavoastră aici la Dej. Amin. Și dacă va îngădui Domnul timp și har și vom intra în 2016, să binecuvinteze Domnul, anticipez și zic să binecuvinteze Domnul anul 2016 cu și mai multă apropiere de El. Amin. E adevărat, trăim în lumea aceasta și, fraților, lumea în care noi trăim nu este bună. Și vremurile pe care noi le așteptăm ca să vină asupra noastră, avem ochii deschiși și observăm că nu sunt vremuri bune. Ceea ce așteptăm, oricât de optimiști am fi, știm că nu vor fi vremuri tocmai ușoare. Îngăduiți-mi să fac referire la cuvântul Domnului. Domnul Iisus Hristos, făcând referire la vremea sfârșitului, spune adevărul și zice că în vremurile din urmă, vremurile nu vor fi ușoare deloc. În Luca, de la capitolul 17, Domnul începe de la versetul 22 să țină o predică pentru ucenici, o predică în care abordează vremurile escatologice, revenirea Domnului Iisus Hristos, tot ceea ce înseamnă vremurile sfârșitului. Și el zice, a zis ucenicilor, vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Vor fi vremuri deosebit de grele, cu o încărcătură foarte mare din punct de vedere spiritual. Și începe Domnul să zică, după cum a fost în zilele lui Lot, când oamenii zidiau, sădiau, construiau, se căsătoreau, mâncau și beau, la fel va fi și în zilele sfârșitului. Vă spun că noaptea aceea, versetul 34, din doi inși care vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina la împreună, una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Și Domnul în predica sa zugrăvește zilele cumplite ale sfârșitului. Ucenicii au un impact atât de mare la predica aceasta în inima lor, încât simt nevoia să deschidă gura și să întrebe ceva, dar atât de impactați sunt de cuvintele acestea și de grozăvia lucrurilor de pe urmă, încât, versetul 37, ucenicii l-au întrebat, unde, Doamne? Și Domnul le răspunde, unde va fi trupul, acolo se vor strânge și vulturii. Atât de îngroziți de vremurile acestea, încât nici întrebarea bună nu o pun. Domnul pune, dă un răspuns, însă alta trebuia să fie întrebarea lor și Domnul le dă răspuns chiar dacă ei nu pun întrebarea. Cum ar fi trebuit ei să acționeze în vremurile sfârșitului? Cum ar trebui biserica să acționeze în vremurile grele? Cum trebuie biserica să acționeze în lumea aceasta rea și degradantă? Și Domnul Iisus Hristos, în apropierea contextului escatologic, începe capitolul 18 și zice, Iisus le-a spus o pildă în contextul vremurilor din urmă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. În vremurile sfârșitului, Domnul face o recomandare și zice, fraților, dragi ucenici, iubiți credincioși, în vremurile din urmă, trebuie să vă rugați și să nu vă lăsați. Și Domnul dă o pildă în sensul acesta. Și în finalul pildei, Domnul pune această concluzie și zice, tot a vremurilor din urmă, citiți împreună cu mine versetul 8, vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul Omului, va găsi El credință pe pământ? Și iată cum Domnul dă o pildă despre rugăciune și înainte de pilda aceasta vorbește despre vremea sfârșitului și la finalul pildei despre rugăciune o conclude cu o întrebare referitoare la vremea sfârșitului.
Domnul face recomandare pentru rugăciune. Și Domnul este cel mai mare predicator al tuturor timpurilor. Binecuvântat să fie Domnul în veci. El nu numai că ne recomandă rugăciunea, El o și practică. El ne dă exemplu prin rugăciune pe care El o face. Și avem scris în cartea Ioan, în Evanghelia scrisă de Ioan, un capitol întreg consemnează rugăciunea Domnului Iisus Hristos. El nu numai că ne-a recomandat, dar El ne-a și exemplificat cum trebuie să ne rugăm. Și rugăciunea pe care El o face este prin excelență o rugăciune de mijlocire. O rugăciune de mijlocire. Fraților, ceea ce Domnul ne-a dat arma cu care să luptăm în vremurile din urmă se numește arma rugăciunii de mijlocire. Sunt foarte atent când intru pentru prima dată într-o biserică și particip la serviciul de închinare să văd atitudinea rugăciunii, atitudinea în rugăciune a bisericii. Pentru că Domnul ne-a spus că în vremurile din urmă vom birui și da, Domnul va găsi credință la cei care practică rugăciunea de mijlocire. Dacă vă uitați în pilda pe care El o dă, văduva aceea, femeia aceea, vine și face o rugăciune de cerere, de mijlocire. În rugăciune pe care noi o avem în Ioan 17, Domnul face acea rugăciune de mare preot în care mijlocește pentru ucenicii Săi. Haideți să învățăm în dimineața aceasta că rugăciunea de mijlocire trebuie practicată de orice credincios. Vremurile pe care le trăim sunt deosebit de grele. Fraților, va rămâne credință în inima noastră și vom birui în măsura în care vom practica rugăciunea de mijlocire înaintea Domnului. Cum? Ce a conținut rugăciunea de mijlocire a Domnului Iisus Hristos și ce trebuie să conțină rugăciunea noastră de mijlocire? Haideți să ne uităm în cuvântul Domnului. De la versetul 1 până la versetul 8, Domnul mulțumește Tatălui pentru lucrarea pe care i-a dat-o, pentru ucenicii pe care i-a avut, însă de la versetul 9, El începe rugăciune de mijlocire și spune, pentru ei mă rog. Așa începe rugăciune de mijlocire. Vedeți, fraților, suntem atât de impregnați de gândirea lumească, după cum bine ne predica fratele Silviu. O gândire lumească care țintește omul și zice cel mai important lucru în lume, ești tu. Și toate reclamele pe care noi le vedem și toată propaganda lumească țintește spre noi. Eu, al meu și mie. Și după asta parcă suntem aproape programați să alergăm după confortul nostru, după dorința noastră, după necesitățile noastre. Ba chiar am ajuns și în rugăciunile noastre să ne rugăm pentru noi și atât. Să nu ne mai pese de ce se întâmplă în jurul nostru. De aceea rugăciunile noastre sunt mici, fraților. Pentru că până la toată urma, mici suntem și noi. Suntem un fir de praf, un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Na, pentru ce să te rogi mult? De câteva minute și s-a dus rugăciunea. Dar iată-L pe Domnul Iisus Hristos intrând în rugăciune de mijlocire, rugându-se pentru alții, rugându-se pentru ucenici. Și mă rog ca peste biserica dumneavoastră, Domnul să toarne un duh de mijlocire. Este nevoie, fraților, să ne rugăm pentru partenerii de viață, pentru soț, pentru soție. Să ne rugăm pentru copiii noștri, să ne rugăm pentru frați, pentru surori, pentru tineri, pentru cei în vârstă, să ne rugăm pentru biserică, pentru slujitori. Să lase Domnul duh de mijlocire peste noi și atunci vom avea pentru ce să ne rugăm. Ce conține o rugăciune de mijlocire? Haideți să ne uităm în rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Versetul 9. Pentru ei mă rog. Nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău și tot ce este al tău este al meu. Și eu sunt proslăvit în ei. Și Domnul începe rugăciunea de mijlocire. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat. Ce conține rugăciunea Domnului Iisus de mijlocire? Este rugăciune pentru protecție, fraților.
Pentru ce trebuie noi să insistăm în rugăciune? Trebuie să insistăm pentru protecția familiei noastre, pentru protecția bisericii din care facem parte, pentru protecția fraților și a surorilor. Pentru asta s-a rugat Domnul. Când a început El să mijlocească, a spus: Tată, te rog, protejează-i, păzește-i, Doamne. O, dacă ni s-ar deschide ochii spirituali și să înțelegem încrâncenarea spirituală, războiul spiritual care se dă pentru viețile noastre și a celor mântuiți ai noștri. Să înțelegem că în jurul bisericii dumneavoastră, spre exemplu, sunt adevărate războaie spirituale. Vrăjmașul trimite duhurile slujitoare ale sale, duhuri ale întunericului care dau târcoale bisericii dumneavoastră și caută pe cine să înghită. Fraților, vă dați seama cât de importantă este rugăciunea de mijlocire pentru protecția bisericii dumneavoastră? Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru asta. Versetul 15 zice: nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău, pentru că diavolul este pe urmele noastre, este pe urmele mele și este pe urmele tale. Mi-am lăsat soția acasă și trebuie să înalți rugăciune de mijlocire pentru protecția ei. Aveți acasă poate copii? Diavolul, ba chiar ne urmărește și intră în locurile sfinte, chiar în biserică. Și caută să ne distragă atenția, caută să ne influențeze, caută să ne direcționeze, să ne mute direcția de la cele spirituale, la cele lumești, la lucrurile care ne-ar putea depărta de Dumnezeu. O, fraților, avem nevoie de lumină din partea Domnului, lumină care ne-o dă prin cuvântul Său, ca să înțelegem cât este de importantă rugăciunea pentru protecția noastră, rugăciunea pentru protecția partenerilor de viață, a familiei, a bisericii. Domnul se roagă și trebuie să fiu fidel textului Scripturii. Domnul Iisus se roagă pentru protecția față de diavol și pentru protecția față de lume. Și cum bine predica aici fratele Silviu, ați văzut câte tentacule are lumea aceasta și cum caută să ne acapareze? Domnul știa lucrul acesta. Trist este, dramatic este, când între cei sfinți intră lumea. Era o carte, Sfinți în lume. Bine ar fi să fie așa. Tragic este când este lumea în cei ce ar trebui să fie sfinți. Stăm și încercăm să ne imaginăm lumea spirituală, diavolul, cum vine să ne cotropească. Și parcă, uitându-ne la lucrurile pământești, la lucrurile lumești, începem să zâmbim, ba chiar să le dăm binețe, odată intrând în viața noastră și chiar în biserică. Parcă așa ne mângâie sufletul, lucrurile din lume, confortul pe care ni-l oferă lumea și plăcerile lumii acesteia. Îngăduiți-mi să citesc din textul Scripturii, 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Glorie Domnului! Fie ca protecția lui Dumnezeu să fie asupra dumneavoastră, asupra tinerilor dumneavoastră care se duc la facultate, se duc la școală, care au plecat în Europa și în lumea întreagă. Fraților, aveți mandat din partea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos ne-a spus că trebuie să ne rugăm, ne-a exemplificat cum să ne rugăm și înțelegem că trebuie să ne rugăm pentru protecție. Protecția lui Dumnezeu să fie asupra noastră a tuturora. Apoi, Domnul se roagă pentru unitate și o rugăciune de mijlocire trebuie să fie rugăciune pentru unitate. Versetul 11 continuă. Sfinte Tată, păzește numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi. Și Domnul continuă, versetul 21. Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în Tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una, eu în ei și Tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una,
ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Iată, rugăciunea de mijlocire conține rugăciune pentru unitate. Este unul dintre cele mai mari pericole care bat la ușa familiilor, a prieteniilor, a bisericii, a lucrării. Pericolul dezbinării, pericolul înjumătățirii, pericolul divizării. Domnul, conștient fiind de lucrul acesta, când s-a rugat în rugăciunea sa de mijlocire de mare preot, s-a rugat pentru unitate. Fraților, avem mandat și responsabilitate din partea lui Dumnezeu să ne rugăm pentru unitatea familiilor noastre, pentru unitatea bisericii, fie ca Domnul să lase unitate peste dumneavoastră. Și în mod specific, îngăduiți-mi să spun, Domnul să lase unitate peste partea surorilor. Domnul să lase unitate peste partea fraților. Să lase Domnul unitate între tineri, să lase Domnul unitate între slujitori. Pentru asta s-a rugat Domnul. Și noi nu trebuie să ratăm acest punct în rugăciunile noastre. O, Doamne, lasă unitate în biserica noastră. De ce? Pentru că zice Domnul, în momentul în care există unitate, este o evangelizare eficientă. Dacă voi veți fi uniți, zicea Domnul Iisus Hristos, prin aceasta lumea va cunoaște că sunteți ucenicii mei, va cunoaște că voi nu sunteți din lume, ci voi sunteți speciali prin faptul că sunteți uniți. Este un lucru normal pentru lume să se trădeze, să se vorbească de rău, să bage cuțitul pe la spate. Este un lucru normal pentru lume. Însă o unitate desăvârșită și perfectă există doar în biserică, doar în trupul lui Iisus Hristos. Uitați-vă la lume. Ei sunt uniți când se duc la un meci de fotbal. Ei sunt uniți când iasă în stradă și strigă să-l dea jos pe nu știu care, dar după aceea se risipesc. Biserica, ucenicii sunt singurii uniți și la bine, și la greu, și în vremuri bune, și în vremuri grele. De aceea ne rugăm, Doamne, lasă unitate peste noi. Diavolul vine să lase tulburare, dar Domnul se roagă pentru unitate. Ce aduce unitate într-o biserică, într-o familie, între soț și soție, între prieteni, între slujitorii de la cor, slujitorii de la amvon? Da, fraților, cred că unitate o lasă în momentul în care noi comunicăm. Am călătorit mult cu fratele Silviu și călătoresc în continuare mult și așa bine ne unim când stăm de vorbă și comunicăm, ne cunoaștem, ne spunem păsurile, bucuriile și se realizează o frumoasă legătură între noi. Comunicarea face lucrul acesta. Când stai la masă cu cineva, mesele de dragoste, nu-i așa ce frumos ne leagă? Când dăm mâna unii cu alții, dar există ceva esențial care unește biserica, unește familia. Îngăduiți-mi să citesc versetul 22. Atenție! Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Versetul 22 arată elementul care leagă ucenicii într-un mod perfect și desăvârșit. Recitesc. Eu le-am dat slava mea pe care mi-ai dat-o tu, și efectul este că produce în ucenici o unitate desăvârșită, după cum este între Domnul Iisus Hristos și Tatăl și Duhul Sfânt în Trinitate. În momentul în care slava Domnului Iisus Hristos coboară peste biserică, acolo există o unitate perfectă, desăvârșită. Nu mai este unul lângă altul, ci este o așa unitate în care nu mai știm mai care e unul și care e altul. Au încercat comuniștii să facă, să uniformizeze tot, dar n-au reușit. Pentru că nimic din lumea aceasta nu unește biserica cum unește slava Domnului Iisus Hristos. Și mă rog în dimineața aceasta, slava Domnului să umple biserica dumneavoastră. Când este biserica plină de slava lui Hristos, fraților, nu mai avem timp să ne uităm unii la alții și să începem să ne judecăm, nu mai avem timp să ne observăm unii pe alții, ci îl observăm pe acela care este sfânt, sfânt, sfânt. Domnul să lase slava sa peste dumneavoastră. Fraților, unde există dezbinare, ceartă, unde există această desprindere de Domnul Iisus Hristos, să știți care este cauza. S-a ridicat norul slavei lui Dumnezeu.
și a plecat. Într-o familie, între soț și soție, în biserică, între prieteni, între slujitori, unde este slava Domnului Iisus Hristos, acolo se formează o unitate perfectă. Pentru asta s-a rugat Domnul. Fraților, avem mandat și responsabilitate să ne rugăm ca bisericile noastre, familiile noastre, tinerii noștri, slujitorii noștri să fie plini de slava lui Dumnezeu, ca să fie o unitate perfectă. Apoi, fraților, în al treilea rând, rugăciunea de mijlocire mai conține un lucru la care trebuie să mă recunosc în fața dumneavoastră. Am fost falimentar, foarte falimentar. Uitați-vă pentru ce s-a rugat Domnul în rugăciunea sa de mare preot de mijlocire, versetul 13. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Nu m-aș fi așteptat Domnul să se roage pentru altceva. Dar uitați-vă, rugăciunea de mijlocire conține rugăciune pentru protecție, rugăciune pentru unitate, pentru ceilalți și rugăciune pentru bucurie. Dar nu orice fel de bucurie, ci o bucurie deplină în Hristos. Fraților, eu vreau să vă întreb acum, cum este un om bucuros? Încruntat, negru la față, de supărare, cu umerii aplecați în față, așa mâinile pe lângă el și abia se târie. Trei pași după el. Nu! Asta este imaginea unui om trist, supărat, apăsat. Un om bucuros radiază, este zâmbitor, are o atitudine deschisă. Recunoști un om bucuros, cu siguranță. Recunoști un om bucuros în biserică. Mie îmi place tare mult să mă uit peste biserică, să-i văd pe frați, pe surori, să văd cam care e atitudinea, dar dau cu câte ochii pe că mă și sperii de el. Dom'le, negru de supărare. Domnul s-a rugat pentru bucuria noastră, să fim bucuroși. Fraților, imaginați-vă, ieșim de la biserică, bucuroși. Și lumea zice, măi, ce nu-i reșit așa de bucuroși, domnule? Când nu mai e un cântec, nu mai e o bucurie, nu mai e o veselie. Măi, oameni buni, ce-i cu voi? Voi datorii n-aveți, chirii n-aveți, factură la gaz voi n-aveți, voi nu trăiți în lumea asta? Ba da. Dar pentru noi a înălțat rugăciune de mijlocire Hristos și s-a rugat pentru bucuria noastră. Ba mai mult, biserica se roagă pentru bucuria noastră. Fraților, trebuie să ne rugăm pentru bucuria soțiilor noastre. Soțiilor, rugați-vă pentru bucuria soților voștri, a copiilor și așa mai departe. Rugați-vă pentru bucuria slujitorilor dumneavoastră. Știți ce mare har este în biserică când slujitorul, predicatorul, păstorul, prezbiterul, frații vin la amvon plini de bucurie. Acolo este har. Rugați-vă, Doamne, dă har fraților, dă har în bucurie, Doamne. Îmi dau seama, ca să am o viață binecuvântată, fraților, să fiu eu bucuros, trebuie să o fac bucuroasă pe soția mea. Când ea este bucuroasă, așa o bucurie mare am și eu în inimă. Mă întristez de-a binelea dacă o sun, de exemplu, acum la telefon și ea e tristă. Nu mai mi-arde de nimic, nu mai pot mânca, nu mai pot face nimic. Când ea e bucuroasă, radiez. Orice mi s-ar întâmpla, se strică mașina, soția e bucuroasă și eu sunt bucuros. Știți că ăsta este un cuvânt biblic, fraților? Domnul a zis, nu faceți supărare femeii. Eram în Moldova, am stat 12 ani în Moldova, cu mama și cu bunica. Și au venit doi frați misionari la noi ca să misioneze. Au predicat frații și au cântat. Și acum păstrez vie amintirea lor. Oameni extraordinari. Atâta slujeau până transpirau. Doi oameni, să vedeți cum cântau. La final, mama și bunica mea, după slujba pe care le-a dat-o Domnul, aceea de a face mâncare și a da altora care nu au, cu atât mai mult slujitorilor, i-a chemat pe cei doi slujitori în casă la noi și cinci eram la masă. I-a servit cu de toate, frații se grăbeau și au mâncat repede. Și mama la urmă a spus, fraților, rămâneți să beți și o cafea. Unul dintre frați care era mai grăbit a zis, soră, nu se poate, trebuie să plecăm neapărat. Și celălalt frate cu înțelepciune a zis, frate, Biblia zice să nu facem supărare femeii, rămânem să bem și o cafea. Vedeți, Domnul s-a rugat pentru bucuria noastră. Fraților, trecem prin multe.
Este un așa mare har din partea Domnului că s-a rugat pentru bucuria noastră. Haideți să lăsăm ca bucuria în El să ne pătrundă întreaga noastră ființă și lucrul acesta să se vadă mai departe. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Apoi, Domnul s-a mai rugat pentru ceva în rugăciunea sa de mijlocire, lucru pentru care trebuie să ne rugăm și noi. Versetul 14. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Versetul 17 în jos. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru aceia care vor crede în mine, prin cuvântul lor. Fraților, în al patrulea rând, în rugăciunea sa de mijlocire, Domnul s-a rugat pentru cuvânt și pentru eficiența Lui. Și îmi dau seama că trebuie să ne rugăm și noi în rugăciunile noastre de mijlocire, pentru propovăduirea cuvântului și pentru eficiența Lui. Fraților, uitați-vă bine, între coperțile acestea este cuvânt sfânt din partea Lui Dumnezeu. Noi avem pe pământul acesta și în țara noastră mulți sfinți, preasfinți, înalți preasfinți, dar vreau să vă spun că țin înaintea dumneavoastră cuvântul lui Dumnezeu care are autoritate divină. Pe filele acestei cărți este cuvântul lui Dumnezeu sfânt, glorie Domnului. Și există această filozofie a lumii care pătrunde în biserică, a desacralizării. Desacralizăm tot. Biserica nu mai este biserică, o clădire. Cântarea nu mai este cântare, niște oameni care cântă, dau acolo, cânte și niște note. Predicarea nu mai este vestirea cuvântului lui Dumnezeu, ci niște palavragii care de multe ori ne plictisesc și așa abordăm. Actul sacru al predicării, pentru asta s-a rugat Hristos. Pentru ceea ce se întâmplă la ora aceasta în biserica dumneavoastră, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a rugat. Fraților, trebuie să tratăm cu mare reverență actul predicării. Cu mare reverență. Vă dați seama ce mare onoare pe noi și ce mare responsabilitate pe noi. Oameni, cum ziceam la început, un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Să rostim cuvinte pentru care Hristos s-a rugat. Cuvinte care zice, mă rog ca prin cuvântul lor oamenii nu să fie impresionați, emoționați, motivați, entuziasmați, ci prin cuvântul lor să creadă. De aceea, fraților, trebuie să ne rugăm ca ori de câte ori se deschide Cartea Sfântă la anvonul acesta, să fie cuvânt eficient în numele lui Hristos. Cuvântul care este vestit de aici, după cum zice versetul 14, le-am dat cuvântul tău. De câte ori microfoanele acestea vor prelua voce, vor prelua cuvânt ca să fie dat prin difuzoare, să fie cuvânt din partea Domnului Iisus Hristos. Rugați-vă, fraților, pentru așa ceva. Eficiența și creșterea bisericii dumneavoastră stă în rugăciunea de mijlocire pe care o înălțați pentru cuvânt și eficiența Lui. Vorbeam cu un frate mai zilele trecute și îl întrebam, cum e, frate, în biserică la dumneata? Greu, zicea, foarte greu. Nu se mai roagă frații, cântă ca la mormântare, n-ascultă nimic. Și zic, frate, ce te-ai gândit să faci? Și el îmi zice, știi ce m-am gândit, frate? Peste două duminici pregătesc o duminică extraordinară și eu mă pregăteam ca să iau învățătură, să văd cum gestionează el o situație de criză. Două săptămâni, frate, am hotărât. Ce vei face? În biserică, zice, mă voi duce și ca biserica să fie, voi face o scenetă, frate. Și măi, frate, am zis, nu te supăra că te întreb, dar dumneata ești zdravă la credință. Cum să faci scenetă în biserică? Cuvântul lui Dumnezeu este singurul autorizat, inspirat și însoțit de Dumnezeu. Singurul care poate naște credință în inimile oamenilor, credință mântuitoare. Frate, pune-te să studiezi Biblia și să predici cuvântul lui Dumnezeu. La asta ne-a chemat Domnul Iisus Hristos și pentru asta s-a rugat El. Pentru asta mijlocesc frații și surorile. Avem o responsabilitate imensă
de a vesti cuvântul lui Dumnezeu. Vă imaginați dumneavoastră cuvintele noastre mici pe care le rostim și slabe, se coboară puterea lui Dumnezeu în mijlocul slăbiciunilor noastre și Duhul Domnului împletește cuvintele noastre care izbesc în inimile oamenilor, în inimile împietrite, în oamenii împovorați și Domnul lasă iertare, lasă mântuire, lasă eliberare, lasă ridicare. De ce? Pentru că este viu cuvântul lui Dumnezeu. Dar, fraților, trebuie să ne rugăm pentru asta și trebuie să tratăm ca atare cuvântul lui Dumnezeu. Mi-a fost dat în câteva biserici să mă duc să predic. La fel, două microfoane ca la dumneavoastră. Mă bucur că n-s două microfoane, însă copiii stăteau în partea mea stângă. A trebuit să răcnesc din toți plămânii mei să-i pot să-i acopăr pe copii cât de cât să se înțeleagă mesajul Evangheliei. Atâta gălăgie au putut să facă, atâta strigăt. Ba, duminica trecută am fost într-o biserică și o mamă cu un copil, dacă nu a făcut atâta gălăgie la actul sacru al predicării, încât n-am nădejde mare să fi înțeles cineva ceva, fraților. Vă spun și vă, ca din partea Domnului, respectați actul predicării. Fraților, rugați-vă! Este așa o tulburare și așa o încrâncenare spirituală în momentul predicării și mai vezi atunci când încerci să spui mesaj mântuitor, cineva ba răspunde la telefon, ba sună telefonul, ba se fâție, ba începe să plângă, ba se discută nu știu ce. Gândiți-vă că este momentul în care se stabilește, se poate stabili mântuirea unui om, veșnicia unui om. De aceea avem responsabilitatea și mandatul să ne rugăm în rugăciunile noastre de mijlocire pentru cuvânt și pentru eficiența lui. În ultimă instanță, fraților, și cu asta mă apropii de final, Domnul Iisus Hristos s-a mai rugat pentru ceva în al cincilea rând, versetul 24. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Și Domnul Iisus Hristos s-a rugat în rugăciunea sa de mijlocire pentru ajungerea ucenicilor în veșnicie, pentru finalitatea actului mântuirii. Vedeți, există un început al mântuirii, după cum fratele trimitea aici bilet la amvon de dimineață și spunea că vrea să-L urmeze pe Domnul și s-a hotărât pentru lucrul acesta. Este foarte bine să-L ajute Domnul să-și termine slujirea și să-și termine alergarea împreună cu Domnul. Este important să începem, dar este important, fraților, să și sfârșim împreună cu Domnul alergarea pe pământul acesta. Vă dați seama ce importanță îi dă Domnul Iisus Hristos încât se roagă pentru lucrul acesta. Fraților, este de datoria noastră să mijlocim, ne rugăm pentru noi, e adevărat, dar țineți minte, când ne concentrăm asupra noastră, rugăciunile sunt puține și mici. Când începem să ne rugăm pentru soțiile noastre, să le binecuvinteze Domnul cu har mântuitor și să ajungă în veșnicie, să ne rugăm pentru copiii noștri. Și vă spuneam de frații cu care m-am întâlnit vreme cât am stat în Moldova. Vineau, cum vă ziceam, doi frați. Unul avea 4 copii și ne puneam toți la rugăciune. Nu era biserică la noi în sat, s-a început biserică penticostală în casă la bunica mea. Aveam o casă cu 2 camere. Dacă este cineva din Moldova, știe, aveam camera în care dormeam și făceam mâncare, tinda sau holul, cum s-ar zice, și camera cea mare, în care țineam zestrea și... Într-o zi, bunica și cu mama a scos tot din camera cea mare, a dus în șură și acolo am făcut pentru prima oară adunare la noi în sat. Mărit să fie Domnul! Amin. Și vineau doi frați la noi în misiune și ne puneam pe genunchi să ne rugăm. Și ei făceau rugăciune de mijlocire, dar noi nu știam asta. Și începeau frații să se roage. Și începea fratele să se roage pentru cei 4 copii ai lui, pentru soție și neamurile lui. Și dura. Baiul era că celălalt frate avea 12 copii. Nu, și atunci trebuia noi să stăm pe genunchi. Că noi, eu, mama și bunica, atât, dar noi încheiam repede. Fraților, Domnul ne-a chemat să-i purtăm în rugăciune pe cei dragi ai noștri, să ne rugăm pentru ajungerea lor în veșnicie. Sunt multe obstacole, este o realitate. Se întâmplă pe pământul acesta în mod accidental, nu veghem, cădem, ne lovim, suntem vătămați din punct de vedere spiritual. Domnul s-a rugat și a zis în felul următor, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu împreună cu mine să fie și aceea pe care mi-ai dat tu. Rugați-vă, fraților, ca tot ce există, suflet,
în biserica dumneavoastră, să fie păzit de Domnul și să fie al Domnului pentru vecii vecilor. Amin. Niciun suflet din biserica dumneavoastră să nu iasă din biserică, din trupul lui Hristos, să nu părăsească biserica. Niciun suflet să nu se piardă, ci toate să rămână în mâna bună a Domnului Iisus Hristos. Și fie ca dumneavoastră, cu slujitorii dumneavoastră, toți să ajungeți ziua veșniciei, când să vă întâlniți înaintea tronului de har și de îndurare a lui Dumnezeu și să vă bucurați pentru timpul pe care Domnul vi l-a dat pe pământ și pentru timpul nespus, veșnicia întreagă, pe care Domnul vi l-a dat în cer. Mă bucur, fraților, că v-am văzut. Rugați-vă și mijlociți ca Domnul să ne păzească pe drumul nostru spre Ucraina. Domnul să dea eficiență în slujire și să ne întoarcem cu bucurie. Și mă rog ca rugăciunea de mijlocire niciodată să nu piară de pe altarul rugăciunilor dumneavoastră. Amin. 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 Slăvit să fie Domnul! Amin. Corul mai cântă o cântare, Cetate Nouă.